Inspectoratul Județean de Poliție Dâmbovița a primit din partea poliției locale 15 aparate fotoperformante. Între Poliția Locală a Municipiului Târgoviște și Inspectoratul Județean de Poliție va avea loc un protocol de predare primire a unui număr de 15 aparate de fotografiat performante pe care lucrătorii de la Inspectoratul Județean de Poliție Dâmbovița le vor folosi pentru a își face munca mai ușoară, pentru a avea o activitate mai eficientă, pentru a putea să rezolve mai repede și mai bine problemele cetățenilor. Este vorba atât de cetățeni din municipiul Târgoviște, cât și din județul Dâmbovița. Este vorba de punerea în comun a eforturilor primăriei și Inspectoratului Județean de Poliție pentru ca să avem un sentiment de liniște, o societate normală, o societate în care infracționalitatea să se reducă în fiecare zi. Aparatele vor fi folosite de lucrătorii de la Serviciul de Criminalistică, în special pentru cercetare la fața locului, dar și de cei de la Serviciul Rutier. Inspectorul șef al IPJ Dâmbovița, comisarul șef Daniel Zepiș, a mărturisit că aparatele cu care se lucra până în prezent erau extrem de deteriorate. Vreau să mulțumesc Primăriei Târgoviște și Consiliului Local Târgoviște pentru că au achesat la solicitarea noastră și pe cale de consecință s-a ajuns astăzi să primim în dotare prin predare primire spre folosință această aparatură care este necesară, este, mă opresc aici la necesară, vă spun că avem în dotare aparate foarte vechi și foarte puține. Acestea vin să completeze dotarea actuală a Serviciului Criminalistic. Vor fi folosite numai pentru activitatea de cercetare la fața locului și dacă șeful Serviciului Criminalistic, care este în dreapta mea, consideră că două pot fi dislocate din Serviciul Criminalistic și pot fi repartizate Serviciului Rutier și Biroului Rutier Târgoviște, o vom face pentru că și acolo avem nevoie de aparate foto pentru constatarea unor contravenții la regimul circulației împreună cu Poliția Locală, cu care avem o foarte bună colaborare. Directorul Poliției Locale, Gheorghe Dinu, a amintit importanța unei bune colaborări dintre instituția pe care o conduce și Inspectoratul Județean de Poliție Dâmbovița. Ale polițiștilor dâmbovițeni. Noi încercăm să îi ajutăm din toate puterile. Avem atât oameni, agenți, deci partea umană, așa cum ne permite și nouă numărul nostru de agenți destul de limitat, să îi ajutăm. Avem echipaje de la Poliția Rutieră care ajută permanent la orice solicitare a Poliției Județene desfășurarea activității, pentru că orașul trece printr-o perioadă de refacere datorită programelor europene de dezvoltare și am considerat că dacă putem, este foarte bine să îmbunătățim și relațiile dintre noi ca instituții și toate să fie puse în slujba cetățeanului.